că prietenul nostru, domnul Dălău, în diplomă chiar a scris domnul. De fapt, e un domnișor. Bravo! Adică să rămâi frumos. Să fie mare, dar să rămâi frumos. Domnului Costel Păun, cu acele domnului în piatră. Domnul Păun, dacă doriți să ne spuneți câteva lucruri. Vreau să mulțumesc organizatorul și domnului de jos. În al doilea rând, vreau să mulțumesc dumneavoastră pentru frumoasa primire pe care am avut aici. Încă o dată, mii de mulțumit și sperăm să mici la anul. Cu mare drag! Doamnei Ana Iancu Ceramist, Luminița Elena Cosmescu, spus că nu știu, pentru că nu am participat niciodată, dar anul acesta a fost o surpriză pentru mine și de aceea mulțumesc organizatorilor, mulțumesc și Casei de Cultură, Țipren, pentru că își ține cât de cât încăperea destinată artei și sper că lucrările artiștilor participanți să o nobileze, să-i dea în continuare o idee de artă, și să continui și la anul să organizeze astfel de manifestări. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc tuturor! Domnul Păcinuiu, deci acum știți care sunt procedurile festivalului, invitații pe caladie, nici o să de problemă. Suntem deschiși, chiar dacă na, vom reuși să depășim și granițele Pământului, nu este nicio problemă. O plachetă doamnei directoare a Casei de Cultură. Ca să știe în ce se angajează de acum înainte. Mulțumesc mult tuturor! Vă mulțumesc frumos că v-ați venit la noi, la noi orașul Țipren, și cu săptămâni, dar avem oameni mari, cu inimi mari. Mulțumesc primăriei, doamnei primar, mulțumesc Consiliului și domnilor consilier că ajută să ne desfășurăm activitatea așa cum putem, cu mare forță, ca o desfășurăm așa cum putem. Vă așteptăm și la anul, așa cum am făcut și rămânem cu brațele deschise la toată lumea, indiferent.
Cele două sculpturi care au fost amplasate în fața Casei de Cultură, în baza unui protocol de predare-primire, au fost donate de către Centrul Județean pentru Conservare, Primăriei Țiclen și implicit Comunității Orașului Țiclen. În urma discuției avute acum 20-30 de minute cu domnul primar al orașului Țiclen și de comun acord cu colegul meu Doru Gădălău, am stabilit ca și lucrările prezente în Salonul Internațional de Sculptură Mică, Grafică și Artă Plastică, existente în acest moment aici, să urmeze în baza unui alt protocol aceeași destinație și să rămână în proprietatea și în administrarea orașului Țiclen. Să rămână aici, la Casa de Cultură. Am pus o singură condiție ca domnul primar să păstreze legătura cu noi și ca lucrările respective să aibă un soclu, fiecare dintre ele, un soclu pe care îl merită cu Hristosul. În felul acesta se va asigura și securitatea lucrărilor, pentru că aici intră oameni și nu am vrea să se întâmple lângă pe cine știe ce. Această inițiativă pe care Centrul Județean de Conservare o are de 5 ani de zile, anume aceea de a crea spații culturale distincte în localitățile exponențiale ale Bolzului și a găsit în Țiclen, spunem noi, o grăzdă nemaipomenită. Am făcut asemenea colecții, începând de acum 5 ani de zile, la Peștișani, cele două sculpturi din fața primăriei au reprezentat practic deschiderea acestui proiect, proiectul Bursa Brâncuș. Am făcut la Săcelu, lângă baza de tratament, la Rovinari, la Motru și acum la Țiclen. Dacă Domnul Dumnezeu ne va ajuta, anul viitor, care este și un an extrem de important pentru fiecare dintre noi și pentru țara aceasta noastră, vom continua proiectul la Țânțăreni, iar în fața Căminului Cultural de la Țânțăreni, în mod normal, vor trebui amplasate două statui, una a lui Tudor Vladimirescu, cealaltă a lui Mihai Eminescu. Adică statuile a două personalități care au făcut din Țânțăreni o localitate importantă, nu numai a Gorjului, ci și a țării. În finalul acestei întâlniri, l-aș ruga pe domnul Gheorghe Nichipor, istoric, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Vedeți, recunosc cu una pe inimă
Mie îmi place întâi să spun calitatea intelectuală a domnului sale. Îl rog să își spună mesajul. Înainte de toate vreau să vă cer scuze că am întârziat câteva minute. Mulțumesc mult invitației gazdelor noastre, domnului director Cevoi, pentru a participa la acest eveniment important, și anume încheierea lucrărilor Festivalului de Arte Vizuale care a avut loc aici, la Cicle. Orașul cu cea mai lungă stradă din Europa, ne place nouă să vorbim, să auzim lume, nu? Nu are cum să fie. Da. La Casa de Cultură, care poartă numele unui personaj foarte drag mie, numai datorită calităților sale intelectuale, ci și datorită faptului că am fost o vreme colegi de cancelare, Nicolae Diaconu. Nicolae Diaconu s-ar bucura tare mult să ne vadă aici. Cu siguranță că știe ce se întâmplă în orașul său natal și la Casa de Cultură, care îi poartă numele. Ideea pe care domnul director a exprimat-o aici, ca piesele care ne înconjoară să rămână Casei de Cultură din Țicleni, orașul Țicleni, o idee generoasă și absolut inteligentă, mi se pare că face parte dintr-o contribuție pe care artiștii vor să o aducă la acest spațiu care este Gorjul. Iată, au fost alese localități nu neapărat de mediu urban. Peștișanu este comună, intenția pentru anul viitor de a lucra la Țânțăreni, de a ne exprima la Țânțăreni, iată, ne demonstrează nouă că nu se orientează artiștii mai către spațiile urbane și este bine că se întâmplă așa. Mă uit în jur, este frumos, este interesant și numai în județul lui Brâncuș se putea întâmpla așa ceva. Și încât anul viitor, s-a spus și aici, an extrem de important pentru această nație, un veac de la Marea Unire, trebuie să-i găsească și pe artiști, unii lângă alții, pentru a reda cum se cuvine măreția acestui moment. Nu vreau să folosesc cuvinte pompoase pentru că nu este cazul, dar la un asemenea eveniment, cred că nu trebuie să ne reprimăm cuvintele patriotice și, dacă vreți, de aprecierea istoriei noastre multimilenare. Vă felicit pe toți. Înainte dați-mi voie să-i felicit pe artiști, apoi pe organizatori, sigur, deopotrivă și pe unii și pe alții, pe gazde, pe toți cei care ați contribuit, pe toți cei care ați contribuit într-un fel sau altul, ca să această ediție a Gorj Festului să fie o reușită. Și sunt convins, aveți și susținerea noastră pe cât este posibil, sunt convins că și edițiile viitoare vor fi și la un nivel mai mare. Mulțumesc! Mulțumim mult, să le stăpânim sănătoși. Mulțumim. Asta a fost. La un moment dat, 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 la un moment dat,